În parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena III din Constanța, fosta capelă militară a orașului, sărbătoarea hramului a început încă din această dimineață. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie și a sfințit noul altar de vară. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a slujit în această dimineață în parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena III din județul Constanța. Ierarhul a sfințit altarul de vară cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și poarta executată în stil maramureșean. În al preasfinția sa le-a vorbit apoi credincioșilor despre sfinții Talaleu și Talasie, sărbătoriți de biserica noastră astăzi. Am pomenit anticipat pe sfinții împărați Constantin și Elena, dar am avut și pomenirea sfinților mucenici Talaleu și Talasie. Cu adevărat, toți sfinții noștri sunt luceferi ai credinței, pentru noi sunt frați mai mari și modele de viețuire creștină. Sfântul Talaleu este unul din doctorii fără de arginți. Acesta era din neam bun și ales și din tinerețe a învățat meșteșugul doctoriei. Dar fiind credincios, alerga din loc în loc să vindece oamenii și nu lua de la nimeni niciun ban, ci dimpotrivă îi ajuta pe toți pe care putea, pentru că bucuria lui era că era un om credincios și râvnitor pentru Hristos și pe cei ce erau bolnavi îi învăța credința în Hristos și le aducea nu numai vindecarea trupească, ci și cea sufletească. Capela militară Sfinții Împărați Constantin și Elena III, construită între anii 1996-1999, îl are ocrotitor și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.